Castelul Corvinilor va fi timp de aproape o săptămână, la începutul lunii noiembrie, decor pentru filmările realizate de o casă de producție din Statele Unite. În castelul din Hunedoara vor fi turnate scene din filmul istoric Vlad Țepeș, o miniserie cu durata de 4 ore regizată de americanul Kenny Waxman. Filmările vor avea loc în perioada 5-9 noiembrie în Hunedoara, iar restul scenelor de film vor fi realizate în cetatea Râșnov, Castelul Bran, cetatea Sighișoara, Biserica Fortificată din Biertan, Palatul Cotroceni și Complexul Național Muzeal Astra din Sibiu. Producătorii vor ca filmul să fie o poveste care să reflecte cât mai mult adevărul istoric al vieții lui Vlad Țepeș, iar pentru aceasta au ales ca întregul scenariu să fie scris sub consilierea unui istoric român contemporan. Costumația și decorurile au fost și ele alese și realizate tot cu ajutorul unor specialiști români în domeniu. Filmările vor fi sistate în ziua de sâmbătă 8 noiembrie, tocmai pentru a putea permite turiștilor să ia contact pe viu și în avanpremieră cu decorurile și echipamentele utilizate de cineaști, a declarat Costin Tinca, directorul Muzeului Castelului Corvinilor. Guvernul vrea să lanseze din noiembrie programul Prima Mașină, prin care își propune să sprijine achiziția de autoturisme noi cu credite bancare garantate de stat. Programul este destinat în principal tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care vor avea prioritate, dar și altor categorii de vârstă, și vizează emiterea de garanții de stat pentru creditele contractate de beneficiari în vederea achiziției de autoturisme noi. Garanția statului va acoperi maximum 50% din valoarea creditului acordat în cadrul programului, diferența fiind reprezentată de autoturismul achiziționat. Valoarea creditului va fi de maxim 50.000 de lei plus TVA, la care se adaugă costul poliței casco pentru primul an. Durata maximă a perioadei de creditare va fi de 84 de luni. Un post de transformare electrică situat la ferma avicolă de la Șoimuș a luat foc ieri după amiază. Flăcările au mistuit o suprafață de 50 de metri pătrați din acoperișul clădirii care adăpostea transformatorul și au afectat zidurile încăperii în care se afla acesta. De asemenea, din cauza uleiului din transformator care a ars, fumul înnecăcios a cuprins celelalte două camere ale construcției afectate de incendiu. Pompierii sosiți la fața locului s-au chinuit mai bine de o oră ca să stingă incendiul. Din primele cercetări, se pare că incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit la transformatorul electric, iar pagubele în ansamblul lor urmează a fi estimate. S-a intervenit cu două autospeciale și 9 subofițeri de la detașamentul de pompieri din Deva. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, transformatorul care a luat foc aparține celor de la Enel, compania furnizoare de curent electric. Românii care locuiesc în străinătate cu permis de ședere și de muncă vor putea achiziționa locuințe prin programul Prima Casă, iar plafonul garanțiilor acordate exclusiv pentru aceștia va fi de 25 de milioane de lei până la finele acestui an. Garanțiile, însumând 25 de milioane acordate până la finele anului românilor care locuiesc în străinătate pentru achiziționarea sau construirea de locuințe, provin din plafonul rămas nealocat sau neutilizat destinat ANL, devenit plafon general de garantare în cadrul programului Prima Casă. Programul Prima Casă a fost lansat în anul 2009. Până în prezent au fost acordate 123.922 de garanții, din care 31% destinate achiziției de imobile construite între anii 2008 și 2013. Valoarea medie a finanțărilor accesate în cadrul programului este de 38.210 euro.